Suntem în ultima parte a ultimei săptămâni din viața lui Iisus, parcurgem și ultima parte a Evangheliei după Marcu. Odată isprăvită masa pascală, punct culminant al sărbătorii Paștilor, în care Iisus Hristos a instituit noul legământ cu semnul său vibrant, masa Domnului, învățătorul și ceata ucenicilor au plecat din odaia de sus și au apucat-o spre muntele măslinilor. Pe drum, Iisus le vorbește despre apropiata sa moarte, dar și despre planul lui de a se întâlni cu toți în Galileea după ce el va învia. Mă gândesc ce uimiți, confuzi și copleșiți trebuie să se fi simțit ucenicii. Grădina Ghetsimani, un loc obișnuit de întâlnire a lui Iisus cu ucenicii, era ținta acestei escapade nocturne și avea să fie decorul unor alte momente dramatice. Ajunși aici, Mântuitorul îi ia cu el deoparte pe Petru, Iacob și Ioan. Domnul avea nevoie să se roage pentru a trece cu bine prin zbuciumul sufletesc ce se va dovedi a fi cel puțin la fel de intens, dacă nu chiar mai mare, decât suferințele trupului la care îl vor supune tortura și crucificarea. Probabil că l-a înfruntat din nou chiar pe Satan aici. Sunt taine pe care nu le vom cunoaște sau înțelege niciodată, iar acum ni se îngăduie doar să stăm deoparte și să-L privim pe Domnul rugându-se până la epuizare. Și iată că după o vreme apare Iuda în fruntea trupei de soldați. Cu un simulacru mârșav de sărut, el îl indică și îl vinde astfel pe Iisus, fără să știe că de fapt Domnul însuși se predase în mâinile păcătoșilor. Dovadă? Nu opune nicio rezistență, iar din alte texte biblice aflăm că el îi descurajează chiar și pe ucenici să facă asta. Și din acest motiv ucenicii se împrăștie care încotro, împlinindu-se și în felul acesta prorociile. A fost o noapte lungă în care liderii religioși s-au chinuit rușinos să găsească acuzații justificate la adresa lui Iisus. L-au purtat pe străzile pustii și întunecate ale Ierusalimului, ducându-l întâi la Caiafa, marele preot, apoi la socrul acestuia, Ana, despre care mulți afirmă că era eminența cenușie din spatele uneltirii care îl viza pe Iisus. Pe fundal are loc în paralel și teribila triplă lepădare de Iisus a lui Petru. Au loc de urgență și în mod care contravenea legii câteva ședințe nocturne ale unor grupuri de conducători. Dar și asta făcea parte din planul lor, ce urmărea să fie auzite doar acuzațiile și mărturiile împotriva lui Iisus, care nici n-a avut drept la apărare. Și oricum Domnul avea să nu le răspundă pentru a confirma încă o dată profețiile. În cele din urmă, pus sub jurământ, Iisus admite și afirmă răspicat că El era Mesia. Era afirmația supremă pe care o putea face. Și mai adaugă că, într-o bună zi, ei înșiși vor vedea și vor recunoaște asta. Pentru adversarii religioși însă era exact ce voiau să audă. Acum puteau în sfârșit să-L condamne la moarte pe baza pretenției lui mesianice. Iisus era în mâinile vrăjmașilor săi. Era ceasul lor și puterea întunericului. Domnul era la distanță de câteva ore de cruce, ultima fază a lucrării sale jertfitoare și răscumpărătoare, făcută pentru a ne salva.